Patru pisoi au avut zile să trăiască după ce au fost aruncați la un tomberon pentru colectarea sticlei în centrul comunei Cristești. Câțiva copii au auzit zgomotul făcut de pui și au alertat autoritățile vineri. Printre resturi de sticle și alte obiecte tăioase, erau patru suflete nevinovate. Primarul comunei, Vlad Mihai Pintili, a postat pe o rețea de socializare această întâmplare, iar pisoiașii au fost duși la primărie unde au fost hrăniți. Postarea a adunat zeci de comentarii critice la adresa celui care a făcut acest gest. În cele din urmă, totul a avut și un final fericit. Cele patru animăluțe au fost adoptate și sunt pe mâini bune.